Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Pilula săptămânii, Lentila de contact, Descriport și Radio Classic vă invită la o nouă poveste de dragoste. Vom citi și astăzi din Repertoariul Amorului, volumul 2, așa cum am citit și în edițiile trecute. Astăzi, despre marele amor între Elena și Nicolae Ceaușescu, terminat la zidul cazărmii din Târgoviște, sub o rafală de pistol automat. La sfârșitul anilor 30, când se cunosc, erau doi marginali veniți la București să-și facă un rost. Erau din prima generație încălțată. Unii dintre ei aveau familii numeroase și unii nu puseseră bănuiesc pantofi sau sandal în picior. Ceaușești și Petreții erau familii numeroase, copii mulți, sărăcie, proveneau din zona rurală a Munteniei. Ea de la Găiești, un sat de lângă Pitești, el de la Scornicești, un sat de lângă Slatina. Semi-analfabeți, amândoi școlarizați sumari, 4 clase. Elena era puțin mai răsărită la note decât Nicolae, vă spun asta după verificarea catalogelor. La București voiau să învețe o meserie și să se angajeze pe undeva. Apoi să-și întemeieze o familie. Ea era născută în 1916, pe 7 ianuarie, iar el în 1918, pe 26 ianuarie. În 1939 aveau 23 și respectiv 21 de ani. Floarea vârstei, nu? Ea era mai în vârstă cu 2 ani decât el. Niciodată după 1945, anul nașterii ei nu a fost pomenit în presă. Firește, femeile sunt cochete. Făceau parte din Uniunea Tineretului Comunist, pepiniera de cadră a Partidului Comunist. Răspundeau scânteia, participau la agitații, mergeau la picnicuri tematice la marginea orașului unde se făceau instructaje de partid. Lipeau afișe sau le aruncau în mulțime și dispăreau. Ceaușescu fusese deja închis la Doftana. Aici l-a cunoscut pe protectorul lui de mai târziu, Gheorghe Gheorghiu Dej, și pe ceilalți care au făcut garda anilor 50-60 la conducerea României. Emil Botăraș, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, etc. Cu Dej, Mil Marcovici, Anghel Șor, Ceaușescu a fost implicat într-un scandal de homosexualitate, vorbim de Doftana, cercetat de conducerea închisorii. Episodul mi-a fost povestit de Alexandru Bărlădeanu la începutul anilor 90. Când iese de la Doftana, Ceaușescu își reia activitatea clandestină în rețeaua PCR, finanțată de Comintern. La 1 mai 1939, cei doi participă la manifestația organizată de Frontul Renașterii Naționale, patronată de regele Carol al II-lea. Aici, UTC-ul amestecă în mulțime câțiva militanți, printre care și cei doi, Elena și Nicolae. La 13 august 1939 participă la un bal muncitoresc împreună. Ceaușescu cumpără destule bilete de tombolă pe numele ei ca să fie desemnată regina balului. Era sarcină de partid să iasă câștigătoare. Este un episod pe care ea și-l va aminti toată viața cu mare plăcere. Va face parte din așa zisa istoria mișcării comuniste, din plin răspândite în anii 70-80 ai secolului trecut. În 1940, noiembrie, Ceaușescu intră iar la pușcărie și tot la Doftana. La cutremur, închisoarea se prăbușește câteva zile mai târziu după arestare și el este transferat la Caransebeș cu tot lotul de comuniști. În 1943 ajunge în lagărul de la Târgu Jiu și este eliberat în 12 august 1944. În aceeași zi, coincidență, de fapt în aceeași noapte, Dej evadează de la Târgu Jiu. Trebuie să spun că Ceaușescu a stat în baraca lui Dej și Gheorghe Apostol și a servit de om la toate. Făcea curat, aducea mâncarea, ziarele, etc. Elena Petrescu nu l-a uitat cât a stat el la închisoare și în lagăr, s-a dus în vizită la Doftana, la Caransebeș, de la Târgu Jiu, trebuie să spunem, cu sarcină de partid, să transmită diferite mesaje pe lângă pachetele cu mâncare, țigări și mai știu eu ce. Odată pe când era în permisie acordată de administrația închisorii Văcărești, a făcut și aici un popas, era adus pentru diverse anchete, cei doi amorezi se retrag într-o casă conspirativă a partidului. Se înțelege de ce. Un act de indisciplină, de încălcare a conspirativității. Ceaușescu a fost pus în discuție și a primit o sancțiune de partid destul de mare, un blam. Amorul lor
însă era foarte mare. În anul 1944, odată cu ieșirea din lagăr a lui Ceaușescu, cei doi devin nedespărțiți. Renuței Petrescu, cum se numea ea, i s-a reproșat că nu a activat în anii războiului și s-a ocupat mai mult de militarii germani. Avea o reputație cam șifonată în 1944-45. Așa că după retragerea nemților, trebuia să-și găsească un autohton pentru intimități. O fotografie din 31 august îi surprinde pe cei doi în balconul Universității București din piața Brătianu salutând Armata Roșie. Îl vedem pe Ceaușescu și în altă imagine la bariera de nord-est a orașului Colentina Pantelimon, unde PCR a organizat întâmpinarea glorioasei armatei sovietice eliberatoare. Ceaușescu nu mai este un activist oarecare, face parte din nucleul dur al partidului și se află mereu în preajma lui Dej, Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Iosif Chișinescu, Teohare Georgescu. Ei sunt cozile de topor ale lui Stalin, oamenii care se pregătesc să preia putere în numele Kremlinului. În plan sentimental, cei doi tineri comuniști, Elena și Nicolae, cu stagiu în ilegalitate amândoi, care conta atunci mai mult decât orice, hotărăsc să se căsătorească. Exista o directivă a Anei Pacor care impunea cadrelor PCR să aibă familie, de preferință cu un membru a Partidului Comunist. Soldați disciplinați, Ceaușescu și Lenuța fac ce li se spune. La 23 decembrie 1947 se căsătoresc în prezența tovarășilor de luptă doftaniști, cum îi se spunea. Mai era un motiv, Lenuța Petrescu era gravidă în 7 luni, la 17 februarie 1948, de altfel se naște primul lor copil. Din cauza reputației ei proaste s-a spus că nu era copilul lui Ceaușescu, dar lucrul este nedovedit. Vor mai avea doi copii, Zoia, născută în 28 februarie 49 și Nicu, la 1 septembrie 1951. Ceaușescu are o ascensiune fulgerătoare, să nu uităm, provenea de la Doftana și Caransebeș în Târgu Jiu, unde fusese un servant al grupului dur al partidului, Dej, Bodnăraș și ceilalți. Deci ascensiunea lui n-avea cum să nu se producă. E sortit unei mari ascensiuni. E trimis în URSS să facă Academia Militară, se întoarce, devine ministru ajuns la armată, ca subordonat al altui protector al lui, Emil Bodnăraș. Apoi devine ministru ajuns la agricultură. În 1955 este numit secretar cu organele la CC al PMR și cariera lui intră pe un cu totul alt făgaș. E mereu în dreapta lui Dej, căruia execută ordinele cele mai delicate, ca să nu spun că îndeplinea sarcinile murdare de partid. Era secretar cu organele, dacă înțelegeți, adică omul foarte al partidului. Gheorghiu Dej încredințează treburile cele mai dure, cum ar fi reprimarea unor răscoale țărănești sau decapitarea unor lideri ai partidului căzuți în disgrația lui, cum s-a întâmplat la plenarele din 57-58, când Doncea și Iosif Chișinescu au fost înăturați. Ceaușescu era un fanatic, un believer total, credea în bolșevism și era un stalinist dogmatic. Asta într-o epocă în care, mai ales după demascarea cultului personalității și crimelor lui Stalin, făcută de Hrușciov la Congresul CCPCU din februarie 56, figura dictatorului de la Kremlin era pusă sub semnul întrebării. Hrușciov vrea un socialist cu față umană sau aproape. Ceaușescu rămâne cu câțiva de la vârful PMR pe vechile poziții staliniste. Stalin este pentru ei de neatins, iar practicile lui aplicabile în continuare 100%. Dogmă. În martie 1965, Ceaușescu îi succede lui Gheorghiu Dej la conducerea partidului și statului. Treptat, Elena Ceaușescu, care până atunci ocupase poziții de rang inferior în aparat, începe să exercite o influență la vârf, dar mai ales direct asupra soțului pe care întotdeauna în intimitate l-a dominat. Își dorește poziții din ce în ce mai importante pentru ea, un rol anume nu doar ca soția lui Ceaușescu. Își ia un doctorat în domeniul chimiei fictiv, firește, pe care nici măcar nu era în stare să-l citească. Era acum un alibi să pretindă să conducă știința românească și chimia și ziarul Scânteia, bineînțeles, începe să anexeze numele ei titulatura imaginară de savant cu renume mondial. Când merge în străinătate, în vizită oficială, solicită de la gaze să-i se conferă titluri academice. Reușește să le primească chiar și în unele țări de tradiție, în Marea Britanie sau în Statele Unite, unde devine, de pildă, membru a Academiei New Yorkeze de Științe.
Recunoașterea presupuselor ei merite îi făcea o deosebită plăcere. Cu cât era mai precară în ce privește educația, fără studii, fără școală, fără o meserie, cu atâta era mai pofticioasă, mai actiată să obțină asemenea titluri academice. Complexele ei de inferioritate, lipsa de cultură și educație au făcut-o să-și dorească să fie recunoscută nu numai acasă, dar și pe plan internațional. Momentul cheie al acestei transformări l-a constituit vizita pe care a făcut-o în China lui Mao, 2-25 iunie 1971, o China aflată în plină revoluție culturală, dar și în Coreea, tot atunci, a lui Kim Il-sung. Elena Ceaușescu a fost foarte impresionată de nevasta lui Mao, Jiang Jin, și cu o mare influență în politica Chinei. Ea, care n-avea practic niciuna în România până atunci, privea cu jind poziția, puterea pe care avea nevasta dictatorului. Este ceea ce își dorește și pentru ea. Odată ajunsă la București, cere să fie tratată ca Jiang Zemin în China. În iulie 71, Ceaușescu declanșează la București revoluția culturală. Elena Ceaușescu devine numărul 2 al regimului. Apare alături de el la congrese. Este văzută pe stadioane, unde el ține mitinguri pe tipar maoist. Apare la tribună, unde el ține discursuri, îl însoțește de fapt peste tot când apare în public, dar și în privat pe culoarele puterii, în Comitetul Central, etc. Elena Ceaușescu are un birou alături de cel al soțului, chiar în clădirea CCPCR. Are un aparat propriu care o slujește. Adesea hârtile nu mai ajung la Ceaușescu, la semnat se opresc la cabinetul 2 al ei. Întreține o curte formată din activiști, ofițeri de armată și securiști devotați. Cel mai adesea acest anturaj e populat de rude. Ceaușescu și Petrești au confiscat statul, controlând prin familie lor toate pozițiile strategice. Elena Ceaușescu nu trește iluzia că în cazul morții soțului ei, diabetic și îmbătrânit, îi va succede la putere, dacă nu singură, măcar alături de fiul ei, Nicu, pe care îl pregătea pentru preluarea puterii. Pierduse total contactul cu realitatea. În povestea lor, politica și iubirea se amestecă. E foarte greu să sesizezi limitele dintre ele. Erau setoși de putere amândoi, ambițioși, dictatoriali, abuzivi. Așa cum s-a văzut la procesul de la Târgoviște, încă se iubeau în ultimele ceasuri ale vieții lor ticăloșite. În fața morții își sunt devotați unul altuia, se țin de mână, se încurajează reciproc. Și personajele negative o sfârșesc cumva. E ceva patetic aici. Am simțit o fărâmă de milă pentru soarta lor când au fost secerați de gloanțe, deși i-am detestat toată viața, din toată inima. E o lecție despre indiferența și cinismul cu care i-a tratat istoria. O meritau.